Salut arme protege și bine ați venit la un nou video. Astăzi ne vom uita la jocul Orleon, un joc nelocalizat în limba română și jocul este de la DLP Games. În Orleon vă veți um... Aduna, să spunem așa, urmăritori și veți încerca să faceți, să creșteți pe diferite nivele, să spunem așa, pentru a strânge cât mai multe puncte. Dar o să intrăm mai în detaliu când mergem la masă să vedem exact despre ce este vorba. Jocul este unul de backbuilding și niște action selection, să-i să spunem așa, dar în principiu încercați să vă faceți un săculeț cât mai eficient cu diferite tipuri de, de muncitori. Jocul este pentru 2-4 jucători, durează undeva la 90 de minute și are un grad de dificultate și o vârstă recomandată de 12 plus. Cam atâta general despre Orleon. Haideți să mergem la masă, să vedem despre ce este vorba și apoi ne întoarcem aici cu niște concluzii. Haideți să începem cu setup-ul jocului. Aici o să se vadă puțin mai luminos, având în vedere lumina, dar cred că este suficient ca să descifrăm ce se întâmplă aici pe, pe hartă. Și atunci, ce o să facem în, în momentul când pregătim jocul? Vom pune această planșă în mijlocul mesei ca să fie, bineînțeles, vizibil și accesibil de către toată lumea. Apoi, ce vom face? Vom lua acest tiang cu uh, cartonașe micuțe, veți vedea acest cartonaș cu A cu spatele deschis, ăsta îl veți pune deoparte și după aia le veți sorta. Veți pune toate clepsidere cu A într-un teanc, toate cu B în alt teanc și toate cu C în alt teanc. Le veți amesteca separat și apoi veți pune teancul cu C jos, teancul cu B deasupra și uh, teancul cu A și mai deasupra și aceasta cu uh, partea deschisă și cu acești... Uh, călugări, să spunem așa, pe, pe ea, va fi pusă ultima deasupra. Deci asta va fi întotdeauna primul jeton care va fi întors. Și o să discutăm despre asta. După aia, ce vom face? Vom popula această parte a hărții. Și cum facem acest lucru? Vom lua un număr în funcție de număre, numărul de jucători, și eu am făcut aici un setup pentru doi jucători ca să exemplific cum funcționează. Deci, practic, ce veți face? Veți lua plasa cu resurse da? care arată așa și veți extrage în funcție de numărul cerut, în funcție de numărul de jucători. Vedeți aici, zice, veți folosi 78 de bunuri din 90, 90 veți folosi dacă jucați în patru, dacă jucați în doi jucători, 78. Asta înseamnă că veți pune în în cutie în, înapoi 12 bunuri în mod aleatoriu, și apoi în mod aleatoriu veți pune bunuri pe această planșă pe spațiile lor definite. Vedeți dacă vedeți aici este un pătrat și peste tot unde vedeți bunuri există un astfel de pătrat. Ce este interesant? Există pătrate care scrie 4 la ele, respectiv la care scrie 3, cum e cazul acesta. Nu se vede foarte bine, dar este un 3 acolo. Asta înseamnă că acele pătrate le veți popula cu resurse doar dacă jucați în 3, respectiv în 4 jucători. Deci dacă ați juca în 3 jucători, ați pune aici un bun, aici nu ați pune. Deci asta veți face cu cele 78 de, de piese de bunuri care le-ați extras, aleatoriu veți pune pe toate spațiile necesare aici pe hartă câte un bun și apoi restul de bunuri care au rămas până la 78 le veți sorta și le veți pune în tiancuri aici pe spațiile lor. Vedeți aici apare fiecare bun. Are spațiul lui de depozitare. Vedeți, sunt diferite, având în vedere că cele 78 de bunuri, și respectiv cum au ieșit combinația pe hartă, a fost în mod aleatoriu. Deci, de aceea, nici numărul de bunuri de aici sau de acolo nu va fi niciodată la fel, să spunem, având în vedere că selecția a fost una aleatorie. La fel, o să populați aici, observați fiecare clădire, să spunem, în funcție de omulețul care îl vedeți aici, cu jetoanele respective și aici, iarăși, depinzând de numărul de jucători. Da? Deci fermier, acolo sus, am pus 12, ăsta gri, roșu și galben, deci gri, roșu și galben sus, am pus câte 8, restul câte 6 și așa mai departe. Deci, observați, bunurile și jetoanele cu followers sau cu muncitori de diferite tipuri sunt uh, diferite de, în funcție de numărul de jucători. Și puneți atâtea câte sunt uh, câte sunt menționate în regulament pe spațiile lor, aici așa unde scăsuțele, fiindcă de aici le vom strânge, o să vedeți imediat despre ce este vorba. Apoi veți pune rotițele acestea aici pe spațiul de rotițe. Acestea nu depinde numărul de jucători. Deci puteți să le puneți pe toate. Eu am pus doar câteva ca să exemplific. Apoi ce veți face? Veți pune toți bănuții la îndemâna tuturor jucătorilor. Veți lua acest teanc, veți separa aceste cărți de îmbunătățiri. Veți pune un teanc cu nivel 1. Nu trebuie amestecate că o să puteți să vă uitați prin ele și un alt tank cu nivel 2. Bun, după ce ați făcut asta, veți uh pune, bineînțeles, în mijlocul mesei și această, această planșă. Aceasta este planșa de primărie, să spunem așa. O să o aduc în discuție în momentul când discutăm despre, despre ea. Acum o țin la o parte ca să nu obstrucționeze, să spunem așa, vizibilitatea hărții mari, unde se întâmplă majoritatea din, din lucruri. Ce trebuie să faceți însă pe planșa aceasta, care va fi arășpusă în mijlocul mesei, bineînțeles, numai n-am pus-o eu ca să puteți să vedeți mai în detaliu planșa, planșa mare. Ce mai trebuie să faceți sunt acești omuleți care îi veți avea va trebui să puneți pe fiecare spațiu din ăsta câte un omuleț din acela. Deci vă imaginați că avem omuleți din aceștia puși pe fiecare din spațiile astea și pe lângă asta veți pune și pe planșa de bază pe fiecare spațiu unde există elementul acestui omuleț care arată așa. Deci aici voi pune un omuleț aici, aici Aici vine un omuleț, aici și aici sus vine un, un omuleț din, din acesta. Bun. Deci, după ce ați populat cu resurse, ați populat cu oamenii, ați pus acei citizens, ați amestecat tehnologiile, ați pus banii la îndemână și așa mai departe, acum ce va trebui? Va trebui să dați toate elementele necesare fiecărui jucător. Și fiecare jucător va primi o planșă care arată așa, și la asta o să ne uităm în momentul când discutăm despre despre uh, acțiuni și anume planșa asta va fi în fața fiecărui jucător, observați de exemplu galben. Da, deci fiecare jucător va avea o, o planșă din asta pe culoarea sa. sa -ți că ne, să ne uităm pe partea în engleză, uh, că eram pe partea în, uh, în germană. De o să discutăm imediat despre asta. După aia, fiecare jucător va primi pe culoarea sa 10 căsuțe. Va primi un uh, trader, un negustor care îl va spune în orleo. Și după aia veți a primi niște cuburi care veți pune pe fiecare trec din acesta. Aici un cub la farmer, aici, 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 aici aici pe fiecare spațiu de început, un cub și veți pune și un cub aici pe pista de dezvoltare, dacă nu mă înșel se numește. Și veți pune iarăși la nivel 1. Pe lângă asta, fiecare jucător va primi câte un muncitor albastru, negru, alb și maro care are însă culoarea lor de desubt, adică vedeți că are galben. Dacă vă uitați aici, aici nu are galben, sunt normale. Deci fiecare jucător va avea exact aceiași patru muncitori cu care va începe și va avea o dungă pe ei cu culoarea lor, ca să știți că sunt ai voștrii de start și o să vedeți când contează acest lucru. Fiecare jucător va primi 5 bani, fiecare jucător va primi un săculeț, ce, este mai, ce mai este important este acum când începeți jocul, veți pune, nu, nu veți pune aceștia de start la voi în săculeți, ci veți pune direct la voi în piață. Și o să discutăm imediat cei cu cei cu piața asta. Așa. După aia, cum spuneam într-un mod aleatoriu, veți decide cine este primul jucător. Și când știți cine este primul jucător și ați pregătit toate elementele respective cum, cum vi le-am prezentat, jocul este gata să înceapă. Acum, haideți să vedem cum se joacă jocul și ce vine, vine un cartonaș din acesta în joc, care practic pe o parte sunt cei șapte pași dintr-o rundă, și pe spate ce punctează. Și o să ne folosim de acesta ca să putem să discutăm mai ușor despre cum funcționează toate lucrurile. Înainte să intrăm în cele șapte faze, să spunem așa, ale unei runde, vreau să menționez că există 18 runde și acelea sunt ținute de aceste jetoane. Deci în fiecare rundă veți întoarce un jeton și sunt 18 jetoane. Când întoarceți ultimul jeton, faceți acea rundă și jocul i sfârșit. Pe partea asta a planșei veți, veți avansa cu jetoanele voastre Primiți beneficii și veți primi oameni care îi băgați la voi în săculeți, care apoi veți extrage ca să îi puneți pe diferite părți de acțiuni la voi pe planșă. Respectiv aici vă veți plimba, veți construi uh, trading posturi și veți, vă veți plimba, bineînțeles, cu mărcintul și veți strânge bunuri, cum spuneam. Așa ca să aveți o idee despre ce este vorba. Aici va fi planșa fiecărui jucător, unde veți face diferite acțiuni și o să discutăm despre asta. Respectiv, aici este primăria unde veți putea trimite oameni care vor rămâne acolo și să primiți diferite beneficii și o să discutăm, bineînțeles, și despre asta. Bun. Acum, haideți să vedem exact care sunt fazele și în funcție de când discutăm fiecare fază, o să intrăm în detaliu cum funcționează fiecare chestie. Și prima fază care se întâmplă într-o tură este Reveal the next hourglass tile. Asta înseamnă că vom întoarce următorul jeton, care ăsta este întotdeauna primul, îl vom pune aici, și acel jeton va avea efect în această rundă. Și o să vedem imediat când și cum se aplică. Dar haideți să ne uităm puțin ce fel de astfel de jetoane există, dacă tot vorbim despre acest element. De exemplu aici, pentru fiecare trei bunuri, la sfârșit, adică o să vedem când suntem la faza unde se aplică acest lucru, pentru fiecare trei bunuri plătim un ban, scoatem din săculețul nostru un jeton, și dacă este unul care nu este un jeton de start, atunci îl pierdem și îl punem înapoi aici. Dacă tragem cumva unul care este al nostru, nu se întâmplă nimic, ca norocul nostru. Dar, în principiu, la sfârșitul ă, turului care se întâmplă acest eveniment în, în tura respectivă, vom pierde în mare parte un, un follower, care îl vom pune înapoi aici. De exemplu, aici pentru fiecare casă construită primim un ban pentru nivelul, da? Vedeți aici nivelele. Dacă ajungeți cu jetonul ăsta la nivelul 2, 3, 4 și așa mai departe, veți primi niște beneficii. De exemplu, dacă ați trecut de, 4, de steaua cu numărul 4, veți primi 4 bănuți în momentul când e acest eveniment. Aici trebuie să dați înapoi, da, aici la bancă, 3 resurse da, sau, dacă nu aveți resurse, câte 5 bani. Aici nu aveți voie să recrutați acești monks, acești, aceste jetoane, acești muncitori galbeni. O să discutăm despre asta. Aici plătiți pentru uh, un ban pentru două bunuri, aici dați doar două bunuri sau bani, iar pierdeți unul, iar nu aveți voie. Deci sunt tot aceleași lucruri, numai că în funcție de când se întâmplă la sfârșitul, adică în care perioada jocului au loc, deci dacă e A, B sau C, ele sunt mai pedepsătoare sau nu, respectiv primiți mai multe resurse sau nu. și în funcție de stele, aici în B, primiți 2 bănuți. Aici primiți 2 bănuți pentru case și așa mai departe. Aici în A veți plăti pentru fiecare bun, fiindcă aveți mai puține bunuri, pentru fiecare bun un bani dar primiți mai mulți bani pe căsuțe și mai mulți bani pentru steaua, că n-ați avut timp cât e tura A, adică cât e tura aia, când va fi, o știu, a 4, a 5 tură, să fie avansat așa mult aici. Deci, practic, sunt aceleași care se întâmplă doar cu beneficii mai puternice sau nu. Deci astea, practic, sunt acele jetoane care vin cu diferite abilități, am trecut puțin prin ele și, cum spuneam, prima acțiune, întoarcem jetonul și toată lumea va ști ce efect se va aplica în această tură. În cazul acesta, nu avem voie să recrutăm muncitori din aceștia galbeni, care o să vă zic imediat ce să fac. De exemplu, runda următoare, când o să înceapă, o să întoarcem și cineva, adică cineva, toată lumea va trebui în momentul oportun când ajunge la faza respectivă să dea o resursă sau 5 bani și așa mai departe. Bun. Deci, am făcut primul pas și primul pas zice să întoarcem o tilă de aici care va fi efectul pentru această rundă. Bun, am întors. Știm ce nu putem face, să recrutăm din ăștia galbeni. După aia trecem la faza următoare. One coin for having the most farmers. Aici se aplică chestia asta care scrie aici. Deci întoarcem unul din ăsta și după aia în faza 2 verificăm aici. Și ce verificăm? Cine este cel mai avansat, jucătorul cel mai avansat pe acest track va primi un ban, dacă sunt mai mulți la egalitate, nimeni nu primește nimic. Și cel mai în spate, jucătorul care este cel mai în spate pe acest trec, va pierde un ban. Însă, dacă sunt la egalitate și în cazul acesta, nimeni nu pierde ban. Dacă jucați doar în doi jucători, ultimul, de jucătorul din spate, nu va pierde ban. Doar cel din față câștigă un bănuț. Ok. Deci am făcut și... Deci observăm foarte ușoară faza 1-2, doar întoarcem un, 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 jeton din acesta cu, cu, efect și verificăm cine primește bănuți și cine pierde bănuți în funcție de cât de avansat suntem aici pe trecul de farmă. Și după aia trecem la faza 3 și anume draw followers. Asta ce înseamnă? Înseamnă că vom trage din săculețul nostru, acum la prima tură este gol, având în vedere că toți cei patru muncitori ai noștri îi avem deja pe planșă, și practic ce vom face? Vom extrage în, în faza respectivă pe parcursul jocului, adică în faza 3 al fiecărei runde, extragem atât, atâtea jetoane din săculeț în mod aleatoriu, cât este numărul de pe zona asta roșie. Da? Deci, la început vom extrage 4. Dacă mai avansăm vom extrage 5, vom extrage 6, 7 și așa mai departe. Ce este însă important este că niciodată nu puteți să extrageți mai mult decât aveți spații aici. De exemplu, dacă eu aș avea aici așa, să zicem că nu le-am folosit, o să vedem imediat despre ce este vorba. În tura următoare voi putea extrage doar 4 jetoane din săculeț dacă aș avea, având în vedere că doar atâta spațiu mai am. O să vedeți, puteți să mai extindeți spațiu și așa mai departe, dar este important de înțeles Că sunt două criterii în momentul când trageți. Trageți în funcție de cât vă zice jetonul vostru că puteți să trageți, în funcție de cât de avansați sunteți aici pe roșu, și bineînțeles cât spațiu mai aveți aici în zona de piață. Deci trebuie să aveți grijă acolo. Ce mai puteți însă să faceți este, de exemplu, dacă nu vreți să trageți, puteți în același timp, de exemplu, dacă ați fi avut un jetonul ăsta pus aici în zona asta, și o să discutăm imediat, Puteți, în loc să trageți, în loc să folosiți o, o acțiune de tragere din cele patru, puteți să luați un jeton de aici și să-l puneți înapoi în piață. Da? Deci, practic, puteți or să extrageți din săculeți, or să retrageți un om sau mai mulți din, de pe planșa voastră de, de acțiuni. Da? Deci, practic, aveți... 4 acțiuni sau 5 sau 6 sau 7 de extragere. În principiu o să vedeți, o să extrageți din săculeț, dar câteodată se poate să rămâneți blocați cu niște oameni care nu o să mai folosiți și atunci cu acele acțiuni, nemai trăgând din săculeț, puteți să îi retrageți la voi în, în piață. Bun, deci practic ăsta, ă, Partea asta de draw followers se va întâmpla simultan. Deci fiecare jucător își, își va extrage, nu trebuie să așteptați unul după altul, în funcție de, cum spuneam, numărul și locul la ei pe, pe planșă. Și atunci o să mergem la Assign Followers to Action Spaces. Asta iarăși este un lucru care se întâmplă simultan. Vreți să pun puțin aici, sperăm să nu stricăm prea multe. Stai puțin mai sus. A, așa. Și practic asta este planșa și noi ce putem face când avem acest step de această fază de assign followers este să luăm followers de la noi din piață și să i punem pe diferite spații, vedeți, predefinite pentru a face acțiuni. De exemplu, dacă eu pun aici, da? am ocupat albastru, pun aici un alb și aici un maro și asta negru pot să zic că nu vreau să-l plasez tura asta și rămâne aici pentru tura viitoare observați aici trebuie să aveți grijă de aia spuneam că dacă lăsați prea mulți oameni pentru tura viitoare și nu-i asignați unei acțiuni, atunci ar putea să nu mai aveți loc să trageți, dar Aveți voi grijă la chestia asta. Bineînțeles, dacă vreți, puteți să-l puneți aici, ne completând o acțiune și el rămâne acolo pentru tură următoare. Care e obiectivul vostru? Este să plasați oameni în așa fel încât ei să ocupe toate spațiile unei anumite acțiuni, ca să puteți în faza următoare să faceți acea acțiune. De exemplu, cum spuneam, eu o să-i pun pe ăștia așa, că aș vrea să fac această acțiune și ăsta negru, având în vedere că tura viitoare trag doar 4, deci am suficient spațiu, îl las aici, că nu știu ce o să fac, în funcție de ce o să trag, poate o să-l pun aici, dacă trag ăștia, să spunem, dar sunt șanse mari să-i trag, având în vedere că nu o să-mi iau atât de multe jetoane noi, sau o să vreau să-l pun aici, ca să iau un jeton din ăsta, dar de aceea Având în vedere că după ce ați asignat undeva uh, un, un omuleț și să zicem că este incomplet, da? și voi nu o să puteți să, îl, să activați această acțiune, el va rămâne blocat aici, tura viitoare nu puteți să-l mutați altundeva. Singura chestie care puteți să o faceți, cum spuneam, este să luați înapoi la voi în piață consumând una din acțiunile de de tragere. Deci să aveți grijă aici, fiindcă după ce ați asignat undeva și ați terminat cu asignarea muncitorilor, nu mai puteți să îi mutați unde vreți voi. Ei sunt blocați acolo până când acțiunea se va întâmpla și atunci oamenii care au participat la acea acțiune se vor întoarce în săculeț. Dar revenind la faza uh, să asignați uh, muncitori care se întâmplă uh, simultan, toți jucătorii își pregătesc, practic plasați și în funcție de, o să vedeți că pe parcurs o să trageți tot mai mulți omulețe și aveți tot mai multe opțiuni de a pune pe diferite din astea. Dar dacă acoperiți toate spațiile unei anumite acțiuni, ea este activă. Dar după aceea, o să trecem la faza următoare, o veți activa rând pe rând și o să discutăm despre asta. Deci, practic, asta veți face în faza respectivă, vă veți pune muncitori pe spațiile la care vreți voi, dar urmăriți să acoperiți toate spațiile unei acțiuni ca să puteți o activați. Dacă este doar parțial, atunci nu puteți să o activați. Există o singură excepție, aici la primărie, aici e suficient să aveți unul de orice fel ca să puteți să activați acea acțiune. Dar o să discutăm când ajungem la acțiunile diferite. Bun, și atunci după ce fiecare jucător și-a pus și-a pus muncitorii unde a vrut, a mai lăsat câțiva în piață sau i-a asignat parțial doar pe o acțiune care nu se va întâmpla, dar îi vor avea la dispoziție pentru tura viitoare deja asignați. Vom trece la faza următoare și anume carry out action. Actions. Și aici devine interesant, fiindcă acum nu se mai întâmplă simultan, ci primul jucător va face o acțiune, după următorul jucător va face o acțiune și tot așa roată până când cineva zice pas jucătorul care a spus pas, numai restul își fac acțiunile până toată lumea zice pas și atunci vom trece la faza următoare. Și aici foarte important, având în vedere că ă, spațiile care, adică acțiunile care au toate spațiile ocupate, pot fi activate în această fază, dar nu sunteți obligați. Dacă ziceți de exemplu, "A, eu nu vreau să activez acțiunea asta tură asta, voi activa în runda următoare", da? atunci, practic, voi puteți direct să ziceți pas în cazul ăsta. Și iarăși, ordinea cum faceți acțiunile este la alegerea voastră. De exemplu, spunem că ați fi avut și aici toate jetoanele puse și aici, puteți faceți înainte acțiunea asta, după aia alt jucător și când venea iar la voi faceți acțiunea asta sau invers. Deci nu există o ordine cum trebuie să faceți acțiunile, le faceți cum vă pică vă mai bine. Dar, repet, nu sunteți obligați să faceți o acțiune dacă ea este activată, adică dacă are toate elementele completate pentru a putea fi, fi activată. Deci puteți să o lăsați și pentru o rundă pentru o rundă ulterioară. Și acum haideți să aruncăm o privire la ce fac toate acțiunile. Da? Dacă am pune aici da? dacă am avea un albastru și un uh, maro am putea să activăm acest farmhouse. Asta ce înseamnă? Vom face un pas cu jetonul de farm aici vom primi resursa de aici, adică un grăunțe, luăm aceasta și o punem în fața noastră, nu în săculeț, și vom primi un farmer. Deci vom lua un jeton din acesta și îl vom pune la noi în săculeț. Da? Acum, foarte important, când facem orice acțiune, puteți să o activați, adică aveți toate elementele ocupate, cele două jetoane care ar fi aici, albastru și maro, să zicem că aveam așa, da? Să zicem e rândul nostru, activăm această acțiune, astea două jetoane merg în săculeț și farmerul care îl primim de aici merge în săculeț. Deci practic avem trei jetoane în săculeț după ce am făcut această acțiune, fiind să zicem prima acțiune care am făcut-o pe, pe tura asta. Bineînțeles că având în vedere că pe parcursul jocului o să strângeți în săculeț tot mai uh, mulți oameni din acestea, o să mai rămână jetoane netrase în săculeț, având în vedere că o să aveți poate... 7-8 jetoane, și voi o să puteți să trageți doar 5. Deci rămân 3. Și de fiecare dată când activați o acțiune, cum spuneam, jetoanele care au fost aici sau aici, unde vreți voi, care au fost folosite pentru a activa acțiunea. Se duc în săculeț și dacă luați un jeton cu acea acțiune și acela merge în săculeț și în faza următoare de extragere o să puteți să îi extrageți. Bun, haideți să trecem mai departe. Dacă aveți aici toate cele trei jetoane, alb, albastru, maro, puteți activa village care zice că puteți să luați unul din cei trei oameni de aici cu beneficiile lor. Deci, dacă activați de Village, dacă le aveți pe toate trei, astea trei merg în săculeți și apoi o să mergem și o să ne uităm care sunt fiecare. Deci puteți să luați unul albastru, hai că începem mai bine de sus, puteți să luați unul maro, care ce înseamnă? În momentul când faceți uh, acțiunea și ziceți, ok, eu vreau să iau unul maro, ca de obicei, cum ați văzut, pardon, și la alb, faceți un pas în petrecul ăsta și primiți o rotiță din acesta. Din aceasta. Ce face această rotiță? Puteți să o plasați undeva ca să ocupe un spațiu. Asta înseamnă că, în cazul acestei acțiuni, nu mai aveți nevoie de un muncitor alb. E suficient unul albastru și unul maro ca să puteți să activați. Ce este important de văzut este că, și scrie aici, niciodată nu puteți înlocui un jeton din acesta galben. Dacă aveți vreo clădire, aici nu este cazul, dar o să vedeți pe extensii. În momentul când pute folosiți asta, nu aveți niciodată voie să puneți și să acoperiți un, un spațiu care necesită un muncitor galben. Pe lângă asta, prima rotiță care o luați, vedeți aici, adică primul pas care îl faceți, trebuie să ocupați neapărat un fermier, adică un spațiu alb. Nu aveți voie altă culoare. Dar după aia, după ce avansați, fiecare rotiță care o veți lua, că mai faceți un pas, mai faceți un pas, puteți să ocupați orice spațiu vreți voi, atât alb cât și orice altă culoare de omuleț. Dar ce am vrut să vă spun este că există niște reguli pentru aceste rotițe. Din afară că prima rotiță o puneți pe unul alb și că nu puteți acoperi mâncitori galbeni. Dar în momentul când ați plasat aici rotița și faceți, mai puneți unul albastru și unul maro și faceți această acțiune, doar ăștia doi merg în săculeți. Rotița va rămâne pe veci acolo. Deci nu, pute, nu o puneți în săculeț, nu o extrageți, nu nimic. Asta va fi blocată aici cum ar veni. Nu puteți să mutați rotița unde ați pus-o în momentul când ați primit-o, acolo va rămâne până la sfârșitul jocului. Ce mai este important, nu puteți să puneți rotițe pe acțiuni care necesită un singur om. Adică trebuie neapărat să puneți un om pe acea acțiune. Deci nu puteți să aveți să se activeze o acțiune doar cu având rotița acolo. Aici putem să punem, aici putem să punem, dar există în, exten în extensii, și o să vedem imediat în extensiile ă, orașului, acțiuni care necesită un singur om. Acolo nu aveți voie să folosiți rotița. Un alt lucru, tot în aceeași idee, nu aveți voie să aveți mai multe rotițe pe o acțiune. Deci dacă am pus o rotiță aici, nu mai pot să pun o rotiță aici sau aici. Deci pe fiecare acțiune are voie să fie o singură rotiță. Și bineînțeles, cum am spus, rotițele nu puteți să le mutați după ce le-ați poziționat deja. Bun, ăsta ar fi cel maro. Acum, haideți să vedem ce... Și bineînțeles, faceți un pas, luați o rotiță, puneți rotița în primul rând pe alb și după aia când mai faceți pas unde vreți voi, dar de fiecare dată, exact ca la alb, la fiecare pas care l-ați face la alb, ați primi un jeton alb și ați primi resursa de sus. Aici, la fiecare pas care îl faceți, adică acțiunea village care o faceți și alegeți să luați maro, faceți un pas, primiți o rotiță și primiți un jeton maro care îl băgați la voi în săculeț. Deci observați, orice acțiune care se întâmplă în zona asta, faceți un pas, luați beneficiu de deasupra și primiți un jeton care îl puneți în săculeț. Deci asta e standard. Bun am rezolvat-o cu rotițele. Haideți să povestim de asta, de muncitorul acesta, care este de culoare neagră. Aici faceți un pas, primiți un jeton, îl puneți în săculeț, jetoanele folosite pentru a activa intră în săculeț și în prima fază, pentru primul pas, veți putea alege o extensie de nivel 1. Deci la primul pas, o extensie de nivel 1. După aia, la următorii pași, iarăși primiți un omuleț și primiți o un jeton extensie de nivel 1 sau 2. Haideți să ne uităm puțin ce se întâmplă pe aici. De exemplu, dacă puneți 2 aici și activați acțiunea, primiți 2 pași pe dezvoltare. Aici puneți un fermier și primiți un bun din acesta. Aici, de exemplu, dacă aveți chestia asta, vedeți, nu aveți nevoie de pus oameni, dar jetonul albastru este oricare jeton maron, negru și alb. Poate fi folosit ca și oricare din astea 3. Aici primiți o lână, aici primiți o brânză. Aici puteți, în momentul când activați acțiunea, deci după acțiunea de extragere, puteți să trageți două jetoane, să păstrați unul și să-l puneți chiar, să puneți undeva dacă lipsește să activați o acțiune, adică să aveți o acțiune nouă care puteți să o folosiți. Deci trageți două jetoane, unul o puneți pe planșă și unul o puneți înapoi în săculeț. Aici dacă activați ăsta, primiți bani în funcție de nivelul de stea la care sunteți. Aici vă puneți, vedeți aici nu puteți să acoperiți cu steluță, primiți doi bănuți. Aici primiți un vin, aici primiți doi bănuți și un pas pe ăsta de dezvoltare. Aici puteți, dacă vă activați ăsta, vă apărați de elementul evenimentului. Aici primiți una din asta roșie și aici primiți pur și simplu un pas aici pe dezvoltare. Deci una din astea puteți să o construiți când faceți primul pas. După că când o să mai faceți un pas, când mai activați o dată acțiunea și mai luați un jeton din acesta, puteți deja să alegeți între 1 și 2. Și haideți să vedem ce sunt la astea de 2 ca să aveți o idee. Aici activați cu ăștia doi, primiți o rotiță. Aici faceți o acțiune de mutare pe drum. O să discutăm imediat despre ea. Aici primiți bani câte căsuțe aveți. Aici primiți 4 bani, dacă nu mă înșel. Da? Aici acesta gri puteți să-l folosiți ca orice jeton din acesta. Ok? Aici este o extensie pentru piața voastră. Deci aici aveți 8 spații. Dacă puneți și ăsta, aveți 10 spații unde puteți să puneți oameni până nu-i asignați și aici puteți să folosiți orice jeton pentru a da până în 3 bani, pentru a face până în 3, adică câți bani ați dat, pași pe acest trec. Bun. Și astea sunt practic extensiile care puteți să le construiți când faceți pași aici. Pentru fiecare pas primiți un omuleț și o, un jeton din acesta de extensie. Nu-l trageți în mod aleatoriu, ci vă alegeți. Și ultimul care mai puteți să-l faceți aici la vilici, că suntem la uh, această acțiune, faceți pas aici, primiți un albastru, bineînțeles, și primiți bani. Doi bani aici, trei bani aici, patru bani aici, cinci bani aici și primul jucător care ajunge în capăt va primi acest cetățean. și îl pune în fața lui, o să vedeți, contează la punctaj la sfârșit. Dar doar primul care ajunge îl primește. Următorul jucător care ajunge acolo deja nu mai primește nimic, că nu mai are nici beneficii acolo. Acum, haideți să mergem la acțiunea următoare. Acțiunea următoare, dacă aveți aici cei trei necesari, activați acțiunea când e rândul vostru, când vine rândul vostru, ăștia îi puneți în săculeț și voi veți lua unul gri. Unul gri, veți lua, veți pune în săculeț și faceți un pas aici. Și aici primiți pași pe, acest, pe, această zonă de dezvoltare în funcție de unde sunteți cu asta. Deci, de exemplu, primul pas vă dă doi pași aici pe dezvoltare. Următorul pas vă dă 3, următorul 4 și tot așa. Și haideți atunci să discutăm și puțin de acest trec de dezvoltare. Aici o să vă mutați cu cubul, primul jucător care ajunge aici primește acest cetățean. Când ați ajuns la 2, o să aveți pentru toate beneficiile care le discutam pe cărți de extensie sau pe jetoanele alea, veți primi, în, când vă zice nivelul de stea atâți bani, veți primi 2 bani, de exemplu, și așa mai departe. Când treceți sau vă opriți pe acest spațiu, primiți 3 bani. Aici treceți la nivel 3, 4 bani, aici treceți la nivel 4, asta o să conteze și la punctaj la sfârșitul jocului. Primul aici alia pe ăsta și așa mai departe până ajungeți la sfârșit aici la 6, vedeți se vede aici. Când ați ajuns aici, sunteți în capăt și nu mai puteți să avansați. Ce mai este important, la fel și aici, când ajungeți până în capăt aici, pe oricare din trecurile acestea de oameni, practic nu mai puteți să faceți acea acțiune. Un alt lucru, în momentul când acest teanc s-a golit și nu mai sunt oameni care să-i luați, iarăși nu puteți face acțiunea. Deci acțiunea respectivă nu mai puteți face dacă jetonul vostru este în capăt, sau dacă nu mai sunt jetoane din acestea de luat. Astea sunt limitate, exact ca și bunurile, în funcție de numărul de jucători. Bun, am lămurit și cu asta. Acum haideți să discutăm. Dacă aveți toți ăștia puși aici și activați Castle, o să faceți un pas aici pe Castle și veți lua un jeton roșu și îl veți pune în săculeț. Aici vă ajută în funcție de cât de departe ați avansat, veți putea trage mai, mult, mai multe jetoane din săculeț. Primul care ajunge aici îl ia pe acesta. După aia, haideți să mergem aici. Aici, dacă vă puneți cu acești doi oameni aici și activați acțiunea, primiți un pas pe zona asta de dezvoltare. Primăria o să lăsăm la urmă. Aici, dacă puneți doi aici, veți putea recruta un monk din acesta. Care, care este abilitatea acestui monk? Că vedeți că nu facem pași pe trec și nimica. Acel monk este practic ce vreți voi. Deci acel monk puteți să-l puneți unde vreți voi aici pe planșă, fiindcă el este considerat orice alt personaj de care este nevoie. Deci este un fel de wild card. Bineînțeles că există jetoane, cărți din astea de extensie care necesită neapărat un monk. Ăla trebuie, este singurul care puteți să-l puneți acolo, este acel jeton galben. Fiindcă el nu poate fi înlocuit cu orice alt jeton, ci el înlocuiește orice alt jeton pe diverse acțiuni. Dar cum bine știți, noi nu avem voie în această tură să recrutăm monks, fiindcă asta este uh, evenimentul din această rundă. Bun, și acum mergem aici sus și după ne întoarcem la primărie. primărie. Aici, dacă aveți astea și activați acțiunea SHIP, înseamnă că veți putea să vă mutați cu, uh, zicem, cu traderul vostru, comerciantul vostru, un pas pe un drum de apă. Deci puteți să mergeți ori aici, ori aici. Să spunem că mergem aici și veți lua acest bun care a fost pe drumul vostru. Bineînțeles că voi în turul următoare puteți să vă întoarceți înapoi, dar nu primiți nimica fiindcă bunul a fost deja luat. Fiindcă bunurile nu se reumple după ce sunt luate, ele sunt puse doar la începutul jocului și acum sunt strânse de către jucători. Deci, făceați un pas, luați bunul acesta, această brânză și o puneți brânza în fața voastră. O să vedeți, ați văzut acolo, sunt evenimente care vă pun să plătiți brânză, dar o să vedeți că aceste jetoane cu resurse vă vor da puncte la sfârșitul jocului. Ce mai este important, înțeles, să spunem că jucam acum este un bun pe fiecare drum. Dar dacă ați fi jucat în trei jucători și să zicem că era așa și făceam un pas, trebuia să alegeți unul din bunurile care se luați. Deci de obicei pe cel mai scump. Nu puteați să le luați pe amândouă. Bun. Deci asta este pasul cu mersul pe apă. Același lucru avem și pe uscat, cu wagon. Deci, practic, aveți oamenii ăștia, deja știți cum te treaba, îi puneți în săculeți, activați acțiunea wagon și faceți un pas pe uscat, adică pe drumurile normale, nu pe apă și strângeți bunuri dacă sunt bunuri pe drum. Și ultima acțiune care puteți să faceți, Guildhall Hall, asta, este dacă aveți oamenii, activați îi, puneți în săculeț și construiți o căsuță. Căsuța o construiți în, în orașul unde se află comerciantul vostru. Există următoarele restricții. În fiecare orășel are voie să fie o singură căsuță nu contează ce culoare este. Deci dacă eu am construit, nimeni altcineva nu mai are voie să construiască, nici măcar eu. Deci o singură căsuță, irelevant de culoare, are voie să fie, să fie în fiecare oraș. Există însă o excepție, în Orleo are voie fiecare jucător să aibă o căsuță. Asta este tot. Practic, dacă activați acțiunea respectivă, veți construi o căsuță în orașul în care sunteți. Dacă sunteți într-un oraș unde are altcineva o căsuță sau aveți voi deja o căsuță, nu puteți face acea acțiune. Bun. Și ultima chestie care era este acest town hall la primărie. Aici puteți să puneți, aici peste tot vedeți că trebuie să puneți toți oamenii necesari pentru a face acțiune. Aici există o excepție, aici puteți să puneți ori doi, ori unul singur. Și ce veți face? Omulețul care l-ați pus acolo, îl veți pune pe plan asta de primărie, pe oricare spațiu vreți voi. Aici este foarte important că trebuie să puneți exact omulețul. Deci nu puteți să puneți un monk aici. Deci în primărie trebuie să puneți exact jetonul care vi se cere, trebuie să-l puneți aici și puteți să-l puneți în oricare spațiu vreți voi care se potrivește. Dacă ați pus unul uh, în, uh, pe acțiunea de primărie, puneți unul. Dacă ați pus doi, îi puneți pe amândoi. Dar nu trebuie să fie în același. Puteți să puneți unul aici și unul aici. Cum vreți voi. Care sunt lucrurile interesante care se întâmplă aici? Dacă puneți oameni aici, primiți un ban. Puneți oameni aici, trei bani, doi bani, un ban și așa mai departe. Aici ori un ban, ori un pas. Dar ce mai puteți să câștigați aici? Dacă, de exemplu, cineva a pus aici și s-au strâns deja trei din ăștia albaștri. Dacă voi sunteți cel care îl pune pe cer gri aici, adică completează toată această zonă, voi, pe lângă că primiți bănuțul că ați pus un om aici, veți primi și acest cetățean care va fi aici. Da? Și atunci, bineînțeles, aici nu mai poate să pună nimeni, că aici rămân oamenii. Deci, pute, restul oamenilor, cine mai vrea să ducă la primărie, trebuie să pună în alte spații. Deci, practic, aici primiți beneficii pentru când puneți oameni în zonele respective și dacă sunteți cel care închide o zonă, care o completează, primește acel cetățean. Foarte important, oamenii care îi puneți aici rămân pe veci aici. Deci, practic, pe lângă beneficiile care le primiți, această acțiune vă ajută să vă goliți săculețul de poate jetoane de care nu aveți neapărat nevoie. Ce mai este important de înțeles aici, jetoanele care sunt de culoarea voastră, nu puteți să le trimiteți la primărie. Astea rămân întotdeauna în posesia voastră. La fel când le extrageți prin evenimentul de pierdut un jeton, nu-l pierdeți, vă rămâne și ați avut noroc, nu pierdeți niciun zeton. Deci astea cu dungă galbenă, nu le pierdeți, sau dunga um, culorii voastre, nu-i pierdeți și nu aveți voie să-i trimiteți la primărie. Bun. Și astea practic sunt toate acțiunile care puteți să le faceți, cum spuneam, în faza 5. După aia vom trece la faza 6, unde se va întâmpla ce scrie pe eveniment. În cazul acesta, Asta a fost uh, un eveniment care avea loc în zona de uh, acțiuni, adică în zona 5, fiindcă atunci puteți să recrutați și n-aveați voi. Dar, de exemplu, dacă aveam acest eveniment, practic acum în faza 6, ce ați fi făcut? Ați fi pus înapoi un, o resursă sau ați fi dat înapoi 5 bani? Era la alegerea voastră. Deci, practic, în faza 6 faceți evenimentul și în faza 7 dați primul jucător mai departe următorului jucător. Și, practic, astea sunt, astea sunt cele șapte faze prin care o să treceți în fiecare rundă. După ce ați dat mai departe primul jucător, trecem iarăși la faza 1 și se întoarce. Următorul eveniment, verificăm cine ia bănuți. Se, ex, fiecare jucător simultan și extrage în funcție de câte jetoane poate să extragă sau câte jetoane are în săculeți. După aceea, fiecare își asignează la el pe planșă uh, oamenii. Nu trebuie, cum ziceam, nu trebuie toți, poți să mai lase și în piață pentru tura următoare. Și după aia, rând pe rând, începând cu primul jucător, fiecare face o acțiune până când toată lumea zice pas. Bineînțeles și aici, dacă aveți acțiuni cu toți oamenii, nu trebuie să le activați, puteți să le lăsați pentru runda următoare. După ce toată lumea a zis pas, se întâmplă evenimentul, după aia se dă primul jucător mai departe și iarăși trecem la următoarea rundă și tot așa roată, roată, până când au avut loc 18 runde. După ce au avut loc 18 runde, se termină și runda acea finală și o să trecem la final scoring sau la punctajul final. Înainte să intrăm în punctajul final, vom verifica cine are cele mai multe căsuțe în zona asta. Acel jucător va primi acest cetățean. Dacă există egalitate pentru primul loc, nimeni nu primește acel cetățean. Și atunci ce puteți face este să întoarceți acest jeton și o să punctați așa. Fiecare bun roșu care îl aveți în fața voastră, 5 puncte. Fiecare lână, cred că e asta, 4 puncte. Fiecare vin, 3 puncte. Fiecare brânză, 2 puncte. Fiecare grână, 1 punct. Fiecare bănuț, un punct. Deci adunați toate, toate astea și vedeți câte puncte ați strâns. Și apoi ce veți mai face? Case, deci numărați câte case ați făcut, le adunați cu toți cetățenii care i-ați strâns prin diferite... Ați ajuns pe aici sau ați făcut ceva în primărie sau ați ajuns aici sau ați avut cel mai mulți, cele mai multe căsuțe la sfârșitul jocului și așa mai departe. Să zicem că eu am, am făcut 5 case și am strâns 3 cetățeni, deci în total case plus cetățeni e 8 și înmulțiți cu nivelul stelei la care ați ajuns. Să zicem că eu am ajuns la sfârșitul jocului cu jetonul aici, deci am trecut de 5 și am zis că am avut 8 Căsuțe plus cetățeni, deci voi face 8 plus nu, nu, 8 ori 5, da? Deci vedeți aici. Căsuțe plus cetățeni ori nivelul de stele, și acel punctaj îl veți aduna la punctajul care l-ați strâns cu ajutorul bunurilor și banilor, și jucătorul cu cele mai multe puncte câștigă. Acum, că ați văzut despre ce este vorba în Orlean, aștept întrebările și părerile voastre mai jos în comentarii. Din punctul meu de vedere, este un joc care este mai vechi, este mai bătrân, să spunem așa, dar care eu spun că a... Uh a rezistat timpului foarte, foarte bine. Și după cum ați observat și la masă, este un joc interesant care are ca mecanic de, ba de bază acel backbuilding, adică încerci să-ți faci acel să culeți cât mai eficient, să reușești să iei, să scoți cât mai cât mai mulți follower din să culeți, ca apoi să poți să îi combini și să faci cât mai multe acțiuni. Bineînțeles, încet, încet după aia poți să trimiți în, la primărie, să spunem așa, caracterele sau personajele care nu mai ai nevoie pentru a-ți face săculețul în așa fel încât să fii sigur că vei trage followerii pe care ai nevoie ca să activezi acțiunile care mai vrei să le faci până la sfârșitul jocului. Deci foarte interesant acolo. Bineînțeles, are o, o asemănare dacă ați văzut sau a, ați jucat cu Axe of Quedlingberg. Are, am video aici pe canal dacă vreți să vedeți pe ce este vorba. Acolo este vorba tot de un backbuilder, dar vorbind despre push your luck, unde practic scoți și la un moment dat poți să explodezi dacă nu te oprești. Aici nu e cazul. Aici vei trage cum ați văzut, exact atâtea jetoane câte aveți sau aveți voie, aveți un săculeț sau aveți voie să trageți. Toată ideea este cum v-ați făcut acel săculeț ca să vă iasă cât mai multe din, din followerii sau din oamenii de care aveți nevoie. Fiindcă se poate dacă faceți un săculeț foarte uh, plin, să spunem, cu foarte mulți oameni, s-ar putea să vă vină poate oameni de care nu aveți neapărat nevoie. Deci de aceea există acel mecanism în care mie mi se pare foarte, foarte interesant de a trimite uh, acele persoane în, la primărie și așa practic te scapi de ele din pachet. Poate ai un anumit tip de de follower care ai nevoie că vrei să repeți niște acțiuni și după nu mai ai nevoie de el, așa că poți să-l trimiți acolo, îți mai dă niște beneficii și în același timp te ai scăpat de el din, din sac și nu îți mai strică următoarele Iarăși, este un joc care este delimitat clar în șapte faze, ați văzut, am putut să trecem foarte simplu prin ele, unele care se întâmplă simultan, unele care se întâmplă câte o acțiune fiecare jucător, ce iarăși este un lucru bun, având în vedere că face jocul să se miște mai, mai repede. Există un număr limitat de, de acțiuni care mi se pare într-un joc de genul este o chestie, chestie interesantă și faptul că fiecare fiecare rundă, să zicem așa, are un eveniment, niște chestii care ori primești, ori pierzi în funcție de, de ce ai, iar și este o chestie interesantă că trebuie să te concentrezi exact în fiecare rundă, ok, ce beneficiu sau ce, ce, trebuie să plătesc în acea rundă, hai să mă pregătesc, încă vreți să aveți bani, de exemplu, ca să puteți să plătiți dacă trebuie să plătiți bani, că nu vreți să pierdeți apoi alte elemente pe parcursul jocului. Foarte interesant este și acel track advancement, să spunem, acele să creșteți pe trecuri, primiți beneficii mai bune, și bineînțeles și oameni care se i puneți în, în Deci toate în toate e o chestie interesantă, ați observat, ușor de explicat, dar este foarte multă strategie acolo și cred că partea cea mai interesantă este bineînțeles, ok, cum pun oamenii, cum îi asignez ca să reușesc să fac acțiunile care mă interesează, să iau beneficiile sau am oamenii care mă interesează, fiindcă la un moment dat o să nu o să mai fie oameni pe anumite acțiuni și atunci nu mai poți să faci acțiunea respectivă, deci un lucru de care, care trebuie să luați în considerare și în, și în direcția aia, dar până la urmă zic eu cel mai important e să reușești să-ți faci un săculeț cât mai eficient, cât mai uh, lin, cât mai ok și ușor de beneficiat la maxim ce ai, ce ai păstrat acolo. Deci foarte, foarte fain acolo și bineînțeles, este un joc de tip euro care este, spunem, o complexitate medie care, bineînțeles, iar îți dă direcții diferite. Poți să forțezi să iei diferite bunuri care îți dau puncte la sfârșitul jocului, poți să forțezi pe căsuțe, poți să forțezi pe acei citizens, poți să faci puțin din fiecare, deci clar sunt mai multe strategii care puteți să le implementați sau să le încercați. În, în Orleans. Deci, din punctul meu de vedere, dacă căutați un joc, să spunem, de tipul backbuilding, da? Deci nu deck building și altceva. Deci pur și simplu back building, cum am spus, și totuși să fie un joc strategic de tip uh, euro, care s-a ținut foarte bine, având în vedere vârsta, aruncați o privire la Orleo. Cam atât, mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați, dați subscribe aici și un follow la pagina ProTiPlace pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProTiPlace. Mai jos și link către pagina de Patreon, dacă vreți să faceți parte din echipa de Patreon, acolo veți diferite beneficii, aruncați o privire. Cam atât, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!